Întâlnirile din biserici, așa cum se desfășurau înainte de criza generată de pandemia de coronavirus, se lasă încă așteptate. În spații închise, măsurile sunt foarte restrictive, dar în aer liber pot avea loc întâlniri cu sute de persoane, însă și aici, cu respectarea distanțării sociale. Această criză mondială de sănătate aduce schimbări în toate domeniile societății, inclusiv în biserică. Perioada asta are un impact foarte mare în viața familiilor, relațiilor de orice fel, afacerilor, bisericilor, politicii și cred că lumea, așa cum o cunoșteam noi până acum, se schimbă. Și schimbarea este destul de accelerată, cred că se schimbă mult mai rapid de cum ne gândim noi. Biserica are nevoie de asemenea să se adapteze acestor schimbări pentru a rămâne relevantă sau pentru a fi mai relevantă chiar decât a fost până acum. Așa cum o spun toți liderii creștini, biserica se află într-o situație neobișnuită. Din această cauză se caută soluții ca mesajul Scripturii să continue să aibă impact în viețile oamenilor. Noi avem nevoie ca biserică să ne concentrăm la mesajul pe care îl avem de transmis, vestea bună, și acest mesaj cred că trebuie să fie unul înțelept și în același timp înțeles de cei care îl ascultă. Cred că biserica va ieși din această perioadă mai puternică, mai bogată și cu mai multe resurse și cu o mai mare influență. Asta cred în inima mea și rugăciunea mea este ca biserica să iasă din această criză și să intre într-o mare trezire spirituală. Biserica creștină, noua generație din Târgu Mureș, înființată cu câțiva ani în urmă, a dorit încă de la început să atingă generația tânără cu mesajul de dragoste al lui Dumnezeu. Chiar și în această perioadă dificilă, liderii bisericii au încercat să găsească metode pentru a transmite vestea bună. Am vrut să găsim soluții cu privire la modul în care am putea să includem oamenii și să îi conectăm unii la alții și la mesajul Bibliei, mesajul lui Dumnezeu, în special în perioada în care știrile au fost atât de puternic negative, încât inspirau frică și panică chiar în multe situații. Și am reușit să îi conectăm pe oameni la Dumnezeu și la mesajul dragostei lui Dumnezeu. Cum? Am înregistrat diverse mesaje video de încurajare pe care le-am trimis oamenilor. De asemenea, am înregistrat mesaje video prin care le-am dat direcție oamenilor și viziune. Pastorii și liderii în această perioadă este foarte important să conducă comunitățile și să îi ajute pe oameni să aibă acel sentiment de siguranță și să acea certitudine că sunt în siguranță în prezența lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai noi proiecte ale Bisericii Creștine, noua generație din Târgu Mureș, este un mesaj devoțional denumit 5 minute pentru suflet, realizat de Atena Bloj. Cât de aproape sau cât de departe crezi tu că este Dumnezeu de tine? Este o întrebare pe care, dacă o pun fiecăruia, aș primi răspunsuri diferite, pentru că suntem în anumite perioade din viața noastră, în anumite etape, lucrurile pe care le știm despre Dumnezeu, informațiile pe care le știm despre El, ne dă o senzație, ne dă o părere despre cât de aproape sau cât de departe e El. Chiar și cei care cred că există Dumnezeu, se gândesc uneori că Dumnezeu e rece, e distant. De aceea, atunci când își dau seama că Dumnezeu nu este deloc rece, nu este deloc distant, au un șoc. Pentru că nu doar că El nu este distant, El își dorește ca relația noastră cu El să fie cea mai intimă relație dintre toate relațiile noastre, cea mai profundă relație dintre toate relațiile noastre. În timpuri de criză, oamenii au nevoie de stabilitate, de încurajare și de speranță. Iar biserica este provocată să găsească noi metode pentru a transmite cuvântul lui Dumnezeu.